Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, bună seara, dragi prieteni, dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre școală, despre educație și știți ceva, m-am gândit eu că fiind vremea asta foarte urât afară, aveți nevoie de niște vești bune. Și uite, am reușit să invit, să aduc alături de noi astăzi aici în Piața Victoriei, doi tineri care au obținut o reușită absolut remarcabilă. Au fost admiși la probabil cele mai prestigioase universități din lume și vorbesc aici despre Universitatea Harvard și Academia Militară West Point. Am fost foarte, foarte curios să-i aduc aici în emisiune și să-i întreb care este rețeta succesului. Mai întâi îngăduiți-mi să le spun bună seara și vă mulțumesc tare mult, Ingrid Vârland și Andrei Mitoi, pentru prezența în studio. Bună seara! Bună seara. Bună seara. Mă bucur tare mult să fim aici împreună. Recunosc că v-am bătut la cap astăzi cu telefoanele, pentru că să știți că curiozitatea nu e doar din partea mea. Sunt convins că sunt foarte mulți tineri de vârsta voastră care ar vrea să știe care este rețeta succesului. Ajungem imediat și acolo. Știți care ar fi prima mea întrebare? Cum ați reacționat când ați aflat vestea? Eu mărturisesc că sunt destul de coleric, probabil că aș fi sărit un pic în sus, aș fi ieșit prin tavan, aș fi sărbătorit în așa fel încât să afle tot cartierul. Care a fost reacția voastră? Hai să începem cu Ingrid. Vă mulțumesc. Într-adevăr a fost o reacție, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru că după atât de multă muncă aveam nevoie și de acest răspuns care a venit așa cum îl așteptam, cel favorabil. În regulă. Andrei? Reacția mea a fost destul de ciudată. Eu nu mă așteptam nici un an nou la cer să ajung la Harvard și să fiu acceptat. Am verificat mai mult așa la mișto să văd dacă cum mă refuză. Însă când am văzut primul cuvânt, congratulations, credeam că încă visez. Era 8 dimineața, abia m-am trezit. Da, deci nu mi-a venit să cred. Am fost foarte fericit după. A fost ireal. Sunt convins. Este genul de știre care îți pune așa într-o fracțiune de secundă, știi, viața ta se schimbă cu totul pentru următorii foarte, foarte mulți ani. Știți, aș vrea să ne povestiți și revin la Ingrid. Aș vrea să ne povestiți puțin cam care este procedura de admitere, pentru că acum vă mărturisesc toată onestitatea, am rămas în minte cu procedura noastră de admitere la facultate în universitățile din România. Dai bacalaureatul, tragi tare, înveți 3-4 săptămâni pentru BAC, depui dosarul la admitere și cam asta e tot. Cum se întâmplă la Harvard? Cum se întâmplă la West Point? Uitam să rog pe Ingrid să ne povestească mai întâi. Fiind Academie Militară, prima condiție a fost să fiu elevă la un liceu militar. Deci, practic, să zic așa, un mare proces a început de când am fost admisă la liceu militar, Colegiul Național Militar Dimitri Cantemir din Breaza. Eu de atunci îmi impusesem acest țel pentru că mi-am dorit să fiu la un nivel foarte înalt. Al doilea aspect, a doua lor condiție a fost să fie din primii 10% din promoție, noi fiind 120 în promoție, deci practic primii 12, am îndeplinit și această condiție, după care a început procesul de aplicare propriu-zis, urmat de 12 evaluări, de la probă medicală, probă psihologică, la examene de limbă engleză, și în final bacul american SAT-ul pe care l-am susținut luna trecută. În regulă. Înțeles, care a fost la fel foarte important. Da. Andrei, în cazul tău, cam care a fost procedura de admitere? Nu a fost aproape deloc la fel procedura mea de admitere. Singurele similarități ar fi partea de SAT, bacalaureatul american, și testul de engleză, TOEFL. Am dat pe amândouă și am reușit să iau peste 99% cei care au dat testul, dar pe lângă asta eu a trebuit să dau și un portofoliu artistic în cazul meu, unde am pus toate filmele mele, a trebuit să fac 3-4 esee pentru Harvard specific și a trebuit să fac și un eseu personal legat doar de mine și de experiențele mele. Și pe lângă asta
alte detalii minore, n-aș vrea să intru în tehnicalități, dar cam asta ar fi. Înțeleg. Mm-hmm. Să știi că, uite, mi-ai reținut atenția cu lucrurile legate de partea asta de realizarea unui eseu și de faptul că, din câte înțeleg, au fost valorizate inclusiv creațiile tale, nu? Contribuțiile, practic, alea care se confundă cu pasiunile tale, nu-i așa? Și e interesant de văzut că lucrurile astea au contat foarte mult în admiterea la o facultate. Acum, sigur, nu mă pot abține să nu vă întreb care este secretul succesului, pentru că e foarte important pentru tinerii care ne ascultă să înțeleagă care sunt pașii care v-au adus în punctul ăsta și iată în pragul unui succes absolut remarcabil. Ingrid. Pentru mine cel mai important a fost să-mi stabilesc un obiectiv și am făcut acest lucru încă de la început, așa încât tot parcursul meu m-am focusat pe acest obiectiv și am lăsat ca toate lucrurile care mă puteau distrage să nu o facă. În regulă. Să știi că e aproape intimidant, știi, maniera, maturitatea cu care ți-ai fixat obiectivele astea și seriozitatea așa cu care te-ai angajat în procesul de admitere. Recunosc că eu cred că suntem noi mulți adulți, nu foarte în stare să ne ținem de obiectivele noastre personale așa cum ai reușit tu. Andrei, în cazul tău, cum a fost? Care e rețeta succesului? Rețeta succesului nici eu nu știu, chiar dacă am fost acceptat nu pot să zic un lucru care m-a ajutat în sine. Cred că dacă ar fi un lucru totuși, eu aș zice pasiunea. Eu am fost foarte pasionat de arta filmului, de filme și de producția lor. Am învățat cât de mult am putut singur și bineînțeles și munca contează foarte tare. Am făcut cât mai mult și cred că partea cea mai importantă și motivul pentru care am fost așa de motivat să fac atât de multe lucruri a fost faptul că eram pasionat și chiar îmi plăcea ce făceam. Deci pentru mine cred că a contat foarte mult pasiunea și plăcerea de a face lucruri pe care vrei să-l faci și la universitate. Uite, e foarte interesant ce ne spui. Pentru ce specializări ați optat? Andrei, dacă tot putem continua un pic discuția, pentru că eram curios ce specializare ai avut sau ai, pentru că încă nu ai terminat liceul aici în România și ce specializare vei urma la Harvard? În termen de specializare, eu sunt la Avenor College, o școală privată din București și nu prea există termenul de specializare. Avem niște examene care se numesc A-Levels și trebuie să te alegi 3 materii principale pe care trebuie să le înveți și trebuie să le înveți foarte bine. Mi-am ales informatică, computer science, media studies, care un fel de film, și matematică și statistică. Și acum eu aș vrea la universitate să merg pe zona asta de film. Este mai complicat sistemul cu majors, cu minors, în cazul Harvardului, cu concentrații, cu concentrations, etc. Însă aș vrea cu siguranță să merg cât mai mult pe zona asta de film și mai ales producție. În regulă. O să revin puțin pentru că e interesant ce ne spui, maniera în care ai parcurs tu anii de liceu te-au ajutat foarte mult în procesul ăsta de admitere. Poate învățăm ceva și poate împrumutăm o idee bună din maniera în care ai făcut o școală în ultimii 4 ani. Ingrid, aș fi vrut să te întreb și pe tine care e specializarea sau nici nu știu cum să-i spun exact că nu mi-e foarte clar cum se întâmplă lucrurile la West Point, dar presupun că te îndrepți către un domeniu anume. Da, așa este. Academia West Point îți oferă posibilitatea ca să-ți alegi specializarea după primul semestru petrecut acolo, așa încât fiind așa de multe posibilități, sunt 36 la număr de majors. La momentul actual, abia aștept să ajung acolo ca să le descoper pe toate. Deci, practic, acest prim semestru va fi un semestru al descoperirilor și al pur și simplu, ar unei experiențe... Tatonezi un pic terenul să vezi ce ți se potrivește un pic mai bine. Uite, asta e o chestie interesantă pentru că nu mi-e foarte clar dacă noi o avem în sistemul universitar românesc. Aici, din momentul în care ai fost admis la o facultate pe anumită specializare, cam lucrurile astea se întâmplă pentru următorii 3 sau chiar 5 ani. Aș mai avea o întrebare valabilă pentru amândoi. Care credeți că sunt, nu știu, 2 dintre cele mai importante avantaje ale unei universități din străinătate față de cele din România?
Ingrid, am să te rog tot pe tine. În regulă. Din punctul meu de vedere, cu siguranță West Point îmi va deschide noi căi, pentru că este, așa cum am tot văzut scris în presă, lucru care trebuie să-l spun, m-a făcut să fiu foarte onorată. Am tot văzut articole zilele acestea. Fiind una din cele mai prestigioase academii din lume, cu siguranță, după ce voi termina, voi avea multe uși deschise și voi avea foarte multe oportunități. În regulă. Asta cred că a fost principalul motiv pentru care, plus că este fiind considerată una din cele mai bune, am dorit ca să-mi termin studiile la un nivel așa de înalt. Înțeleg. Andrei, în cazul tău, care crezi că sunt avantaje? În cazul meu, am un avantaj, așa. Deci, în cazul meu, aș zice că, și a zis și Ingrid chiar, e vorba de oportunități. Ca universitate așa de, cu un ranking așa de mare, are o, ce puțin în cazul meu, are o comunitate de alumni care îmi va putea oferi oportunități, bineînțeles, dacă mă implic și dacă vorbesc cu ei. Deci, cumva, partea de oportunitate mi se pare foarte importantă, dar și educația. Partea interesantă la liberal arts, sistemul ăsta de liberal arts, este, cum a zis și Ingrid, ai primul an în care, cumva, explorezi destul de multe cursuri și după poți să te focusezi pe ce vrei tu, să-ți alegi cumva un program pe care vrei tu să mergi. Deci asta mi se pare o chestie foarte mișto, să explorezi, să vezi ce îți place cel mai bine și după să te concentrezi pe ce vrei tu cu adevărat. Pe partea de specializare propriu-zisă, da. Ingrid, Andrei, să știți că, așa cum v-am povestit astăzi, îl avem alături de noi pe Marian Staș și e un bun prieten al emisiunii Piața Victoriei și... bună seara, Marian, dacă ne auzi... Bună seara și Ingrid și Andrei, felicitări din suflet. Sunt extrem de onorat să fiu parte din conversația asta. Mulțumesc, Marcel. Și eu mă bucur tare mult că ai reușit să intri în direct cu noi. Marian, stăteam și ascultam pe cei doi tineri. Nu ți ascund că fac un exercițiu de apreciere și de admirație din partea mea. O ascultam pe Ingrid mai devreme cu câtă hotărâre și-a fixat și-a trasat obiectivele. A zis, asta am de făcut, nu mă mai las distrasă de nimic altceva. Incredibil, adică suntem mulți adulți care poate n-am învățat să procedăm în felul ăsta. Știi, aș vrea să te întreb, crezi că reușita lui Andrei și Ingrid, crezi că este un indicator al performanței sistemului românesc de învățământ? Știi de ce te întreb? Presimt cumva că o să fim iar toți, o să fim mândri, uite ce tineri faini avem, uite ce reușite remarcabile. Și nu știu de ce mi se pare că ceva pierdem ceva pe traseu când afișăm chestia asta de mândrie. Fără să doresc să fiu corect din punct de vedere politic, răspunsul meu onest este și da și nu. Încep argumentarea lui da, pentru că vorba înțeleaptă spune întotdeauna că it takes a whole village to raise a child. Adică vorbim de colegiul Dimitrie Cantemie din Breaza, care este top de top de top. Apropo, Ingrid, m-am documentat așa înainte de a intra în conversația asta și am văzut că ai absolvit cu media 10 evaluarea națională, parcă, nu? Corect. Am citit eu. Așa. De asemenea, Andrei, iarăși la o școală foarte bună și fiecare dintre ele poartă cu sine piese din ceea ce înseamnă o anume reprezentare a sistemului public al educației din România, și anume cea de excelență. Și există așa ceva fără doar și poate. Nu, pentru că fiecare dintre cele două aplicații au venit în proporție de 100% în sarcina lui Ingrid sau lui Andrei. N-a aplicat nimeni în locul lor, iar procesul este spiritualizant, ca să zic. La sfârșit devin geraș după atâtea eseuri și atâtea concursuri și atâtea probe, etc., care ele revin într-o porție de 100% aplicanților. Așa încât, încă o dată, felicitări din suflet și aș vrea să mai fac două comentarii, Marcel, dacă îmi îngăduiți. Încep cu un gând despre aplicația lui Andrei, care mi se pare foarte relevant, și apoi Ingrid, trec la tine, dacă ești de acord. Da? Sigur. Sigur. Uh-huh. Așa. În primul rând, Andrei, să știi că am văzut și eu filmul tău, The Color of Sound, și mi-a plăcut foarte mult. Uh-huh. Mulțumesc. Foarte, foarte deștept făcut filmul. În al doilea rând, mi-a plăcut extrem de mult că ai fost admis pentru ceva care nu e
matematică înainte de orice, nu e computer science, ci este film and visual studies. Cât de tare! Ăsta este un semnal extrem de relevant pentru ceea ce înseamnă forța unei universități din clasa Harvard, care de fapt cerne și primește în rândurile sale tineri cu un potențial de bandă largă, nu în mod necesar doar focalizați pe matematică, fizică, știința calculatorilor, etc. Tot respectul pentru specializările ca atare, dar vreau să știu, Andrei, că mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult zona în care ai fost admis, pentru că asta înseamnă, de fapt, un proces de recrutare și selecție dintr-un cu totul altfel decât cel focalizat exclusiv pe știință exact. În ceea ce privește aplicația și reușita ta spectaculoasă la West Point English, aici gândul meu este în felul următor, foarte aplicat și foarte specific. Mi-a plăcut, pentru că, în esență, tu ai spus așa, am fost extrem de focalizată, focus, înainte de orice. Și aici aduc în discuție următoarea temă care este strategică pentru studiile amândurora. În primul rând, English pentru tine și apoi și pentru Andrei. Barbara Kellerman, care este director executiv, fondator al Centrului de Leadership Public de la Școala Kennedy, asta s-a întâmplat prin anii 2001-2002, Center for Public Leadership la Harvard Kennedy School, a publicat în urmă cu un număr de ani o carte pe numele său Professionalizing Leadership, profesionalizarea leadership-ului. Și acolo argumentul Barbarei este în felul următor. Avea o problemă cu leadership-ul în sine din următoarea perspectivă. Profesia juridică, profesia medicală, profesia inginerească au fiecare în parte un corp de cunoștințe bine definit, bine structurat, cu o mulțime de puncte de trecere și de examene și de certificări, la finalul cărora ești jurist, ești inginer, ești medic. Zice, dar leadership nu are așa ceva. Leadership-ul nu are așa ceva, cu o singură excepție. Numește Barbara Kellerman excepția, și anume academiile militare din sistemul educațional militar din Statele Unite. Asta mi s-a părut un argument extrem de spectaculos, pentru că, de fapt, Marcel, către tine și către Andrei, sigur, Harvard e Harvard, dar menirea principală, de fapt, a academiilor militare, iar West Point este una dintre cele trei strălucite academii alături de cea navală și cea de aviație, forțe aeriene, de fapt, este de a crea lideri. Asta este menirea esențială a acestor academii militare. Sunt, de fapt, școli de leadership, școli de lideri. De partea cealaltă, asta este profesioniști. Deci, Barbara Kellerman are argumentul că, de fapt, singura instituție care produce, profesionalizează lideri este instituția Academiei Militare în sistemul militar american. Marian, dacă mai ai câteva minute, să știi că mi-ai trezit apetitul pentru o întrebare pe care trebuie neapărat să ți-o adresez. E foarte adevărat că, uite, acești tineri au oportunitatea unui sistem de pregătire universitară în care, iată, vor fi liderii de mâine. Cum îi convingem? Ce șanse avem să-i facem să se întoarcă înapoi acasă? Pentru că România are nevoie de astfel de lideri, are nevoie de tineri foarte bine pregătiți, oameni care să aibă, să-și poată asuma responsabilitatea de a lua destinele țării ăstea și de a o duce în direcția care trebuie. Numai că acum, pe de o parte, mă bucur foarte mult pentru reușita lor, pe de altă parte stau așa cu inima și mi-aș dori foarte mult să știu că peste niște ani se vor întoarce acasă și, nu știu, poate vor da o mână de ajutor în țara asta, în așa fel încât să mergem în direcția care trebuie. Va fi un proces firesc natural. Și dacă stelele se vor alinia și câmpurile de forță vor fi în așa fel croite, și aici mă refer la ceea ce înseamnă forță de atracție versus forță de respingere aici în societate, cu siguranță ambii tineri cu echipieri, dacă vor găsi cu cale, vor reveni aici, sigur, pentru îndeplinirea misiunilor pe care și le-au ales ca atare. Aici eu am preferat să las procesul deschis, pentru că este firesc să fie așa, nu avem o conversație ipocrită, ci una direct aplicată, și vorbesc în deplină cunoștință de cauză, pentru că și eu sunt ofițer în rezervă și am văzut ce înseamnă a face studii militare sau a face studii la o universitate de top, și am văzut relația cu instituția ca atare. Adică, dacă ar fi să fac o recomandare în momentul de față de tip de organizație militare, de fapt nu i-aș recomanda, ci i-aș cere să construiască acele mecanisme menite să gestioneze eficient excepțiile. Pentru că un absolvent de West Point
Sigur, tot respectul pentru sistemul învățământului militar de la noi în România, mă refer la academiile categoriilor de forțe, dar Harvard e Harvard, West Point e West Point. Ăstea sunt sărite din scară, sunt dintr-un film care presează instituțiile publice din România să se adecveze, să acționeze în consecință și în loc să cultive, să zicem, prevalent mai degrabă așa conformitate și mediocritate, să-și găsească mecanismele pentru a trata și excepții și pentru a le asigura căi de accedere în carieră la vârf cât de bine posibil. Prin urmare, e un dublu, o dublă provocare aici, atât din punctul de vedere al tinerilor, cât și din punctul de vedere al instituțiilor ca atare, iar de a se întoarce, nu-mi fac deloc grijă, Marcel, pentru că, iată, numai degrabă am să amintesc aici Liga Studenților Români din Străinătate, o construcție excepțională care reunește mii de tineri și zeci de mii de tineri care fac studii foarte bune în străinătate, a început să genereze și procesul reciproc. La un moment dat, acum vreo 10-12 ani, am dat eu așa un titlu care a făcut un pic de vâlvă în presă, veniți acasă și luați puterea. Deci oamenii au început să vină acasă și au început inclusiv să ia puterea, să-și asume roluri de leadership în instituțiile noastre ca atare. Prin urmare, eu cred că în momentul de față un lucru frumos așa pe care aș face dacă aș fi și în locul lui Ingrid și al lui Andreea și să mă bucur de faptul că am fost admis acolo, să mă duc și să învăț până la Dumnezeu și înapoi și să mă pregătesc foarte, foarte, foarte bine, să trag din experiența respectivă cât de mult posibil și din punct de vedere academic și din punct de vedere uman, prietenii, camaraderii, experiențe, etc. După care, așa cum tu, Ingrid, ai menționat foarte bine, cred că ingredientul esențial este focus și focus și focus cu valori. Mi-a plăcut și interviul pe care l-ai dat la Ploiești în legătură cu... și ai răspuns la o întrebare foarte frumos. Domnule, dar ce te-a mânat și cum faci ca să ai asemenea rezultate? Și ai spus demnitate, onoare, patriotism și astea sunt cuvinte cât se poate de cum să zic așa, valori de fapt, nu cuvinte, cât se poate de profunde atunci când sunt rostite de tineri așa cum sunteți voi. Da. Mariana, ultimă întrebare, știu că două minute dacă mai îmi îngădui. Andrei vine de la o școală particulară, Avenor College, o instituție de învățământ care are deja un nume cunoscut cu greutate în sistemul nostru de învățământ bucureștean, așa cum și Ingrid vine de la un colegiu militar de asemenea, apreciat și recunoscut în întreaga țară. Care este numitorul comun? Ceva se întâmplă în cele două școli, una privată, una de stat, dar ceva se întâmplă foarte bine acolo, foarte fain. Profesorii respectivi au știut să facă ceva cu acești tineri, în așa fel încât să le trezească, să le ofere resorturile astea de ambiție și dorința asta de a ajunge, iată, la universități de prestigiu. Care ar fi numitorul ăsta comun? Leadership. Așa cum ai deschis tu conversația, Marcel, m-ai întrebat și ce face sistemul. Iată că sunt sate care sunt croite în așa fel încât permit copiilor să crească și să performeze la excelență. Și este foarte bine că se întâmplă așa. Eu cred că în școli, și sunt mai multe, nu numai colegiul de la Breaza, sunt multe alte școli. Însă aici, atunci când vine vorba de excelență, când vine vorba de 1%, așa, pot să numer așa pe degetele de la o mână școlile sau, de fapt, mai degrabă culturile organizaționale care încurajează așa ceva. Slavă Domnului! Cu Dana Papadima ne știm de 10 de ani de zile și acolo este un mediu care respiră deschidere, parteneriat, stil de echipă, excelență, așa mai departe. Am avut bucuria de curând să interacționez direct cu echipa de la Colegiul Militar Dimitrie Cantemir din Breaza și am regăsit aceeași focalizare, determinare, la obiect, deschiși toți parteneri cu echipieri, adică lideri în cel mai bun sens al cuvântului. Mă bucur să notific pentru conformitate faptul că în momentul de față cultura organizațională de la Breaza este una extrem de deschisă pe ceea ce înseamnă proiecte, extrem de deschisă pe subsidiaritate. Colegiul Breaza își pregătește, Marcel, acum aplicația pentru a deveni școală pilot, probabil prima școală pilot colegiul militar din România și acolo, de fapt, cuvântul cheie în momentul de față sau sintagma cheie o reprezintă focalizarea pe ceea ce înseamnă performanța autentică a elevilor. Și într-un mediu, așa cum este croit, de pildă, cel de la Breaza,
astfel de elevi și astfel de performe de vârf cum ești tu, Ingrid, aveți, slavă Domnului, câmp de manifestare și de recunoaștere a performanței voastre fără niciun fel de problemă. Marcel, te-aș mai cere îngăduința, dacă îmi permiți să pun o întrebare amândurilor cu echipierilor, dacă ești de acord. Sigur. Îmi permiți? E un lucru care mă interesează și pe mine, dar cred că ar fi util și pentru cei care vă ascultă, Ingrid și cu Andrei. Ceea ce mă interesează este așa, care credeți că a fost piesa cheie din eseuri, din ceea ce ați scris voi din aplicațiile voastre, care credeți că a fost piesa cheie în ceea ce privește felul vostru de a fi, comportamentul vostru, stilul vostru pe care credeți că l-ați transmis celor cu care ați interacționat și care au determinat aceste piese, să zic așa, de valori, de comportamente, de fel de a fi, care credeți că au determinat admiterea voastră. În paranteză fie spus, anul ăsta a fost unul dintre cele mai dure admiteri la Harvard, Marcel. Cred că 3,90% dintre cei care au aplicat au fost admiși într-un proces extrem, extrem de riguros. Deci, care a fost piesa, care a fost, așa, picătura de frumusețe în ceea ce privește caracterul și felul vostru de a fi și performanța voastră, care credeți că au impresionat comisiile de admitere? Mulțumesc, Marcel! Cu plăcere! Andrei, dacă tot vorbeam despre Harvard, uite, spune-ne tu, te rugăm, care crezi tu că a fost factorul așa care a contribuit esențial la admiterea ta la Harvard? Cred că pentru mine a contat foarte mult faptul că am dovedit că eu pot să trec peste obstacole. Eu de când sunt mic am o problemă auditivă, precum a văzut și domnul în filmul Color of Sound. Și acea problemă mi-a afectat foarte grav, sau în fine, nu foarte grav, dar mi-a afectat foarte mult viața. Și de este că prin această artă, prin filme, am reușit să trec ușor, ușor peste această problemă și să mă adaptez destul de bine. Și cred că faptul că au văzut că am reușit să trec peste problema asta, i-au motivat să se uită mai bine la aplicația mea, să vadă și motivația din spatele artei pe care am făcut-o. Și cred că aia a fost detaliul de la final care chiar i-a ajutat. Mai ales că după eu am încercat și să mă implic în comunitatea României. De exemplu, am făcut o animație pentru asociația caritabilă numită Inimă de Copil. Am făcut o animație, a durat cam un an să o fac, a fost foarte complicat și mi-a luat 90% din timpul liber, însă am făcut-o cu plăcere pentru că chiar a ajutat copiii din Galați care aveau nevoie de resurse și a promovat asociația și chiar i-a ajutat foarte tare. Și cumva faptul că am avut și obstacolul meu, auditoriu, m-a motivat să fac acel proiect care a contat foarte mult pentru mine și sunt sigur pentru toată comunitatea din Galați și cumva prin asta am dovedit că pot trece peste obstacole și chiar pot să dau și înapoi comunității mele. Da, iată un sistem de învățământ, cum este cel din afară, cel de la Harvard, care vede cumva elevul dincolo de notele din foaia matriculă, nu? Îl vede așa cum este el, cu pasiunile lui, cu motivațiile, cu dorințele lui. Aici două lucruri importante, și anume curajul autenticității, de a te arăta așa cum ești, de a fi tu însuți, și altruism. Dar un altruism din ăsta așa, nefardat, cosmetizat, ca să arăți tu că ești mai tare decât ceilalți. Tu simplu te-a postat de copilul tău de la Galați și ai făcut ce a trebuit să faci, astfel încât ei să își împlinească proiectele lor. Ingrid? Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș vrea să încep prin a spune felicitări lui Andrei, pentru că exact de cele două filme despre care a vorbit le-am vizualizat înainte, când am aflat că voi fi în interviu alături de el, și la fel chiar am rămas impresionată. Cu privire la întrebare, răspunsul meu este simplu. Aș spune prima dată perseverența. Pot spune că sunt o persoană perseverentă și nu mă opresc la primul obstacol aflat în cale, și de asemenea psihicul tare, care m-a ajutat. Din punctul meu de vedere, totul se rezumă la psihic. Așa, mai ales că vorbim despre o academie militară și am citit câteva articole, ei spun că totul se rezumă la puterea de a trece mental de diferite probleme și la fel celelalte pe plan academic și sportiv. Dar totul pleacă de la cap și la propriu și la figurat.
În regulă. Mariana, îți mulțumesc tare mult și ne-a prins bine, ne-ai lăsat așa provocări la care sunt absolut convins că Ingrid și Andrei se vor gândi în perioada următoare. Îți mulțumesc tare mult Da, mulțumesc și eu și aștept cu bucurie continuarea conversației noastre în rolul vostru de student la West Point și Harvard. N-ați găsit și voi alte universități. Asta e, mergem aici. We can live with it. Toate cele bune, la revedere! Îți mulțumesc, Marian. Ingrid, Andrei, revenim un pic la discuția noastră. Andrei, ba chiar mă gândesc, să știi că nu întâmplător l-am invitat pe Marian alături de noi, nu doar pentru perspectiva realistă pe care o are asupra succesului pe care l-ați avut voi cu admiterea, dar e foarte posibil să vă întâlniți la Harvard. După cum bine știi, Marian este unul dintre profesorii care ține cursuri acolo. Ar fi interesant așa să ne povestești peste câțiva ani cum este experiența de a avea și un profesor român la Harvard. Revin la discuția noastră și aș fi vrut să continuăm dialogul pe zona asta a învățământului românesc, pentru că e clar ceea ce ne-ați povestit despre universitățile din afară, e adevărat, inspiră și de fapt ne pune mai degrabă în situația așa, dar ne dori și noi să avem lucruri de felul ăsta în țara noastră, dar hai să revenim la sistemul nostru de învățământ. Aveți, cred, suficientă experiență încât să puteți aprecia lucrurile care merg bine și lucrurile care pot fi îmbunătățite. Hai să începem cu alea pozitive, că sunt convins că ați experimentat în anii ăștia de liceu lucruri care v-au impresionat, ați cunoscut poate profesori care v-au inspirat și v-au oferit așa un model în formarea voastră academică. Te-aș ruga pe tine, Ingrid, să ne povestești puțin despre povestea asta, să ne spui despre povestea asta. Sigur, la mine totul a început după clasa 8-a. Eu am făcut 4 ani în gimnaziu de școală privată, așa încât a fost o trecere, nu pot să spun că m-am adaptat greu, dar a fost o diferență peste care a trebuit să trec. Cei 4 ani de liceu au fost absolut minunați. Pot spune că am cunoscut atâtea persoane noi și atât de diferite, încât acum totul se reduce la acel networking despre care toată lumea vorbește. Este un cuvânt nou care ne place. Până acum am referit la colegi, dar ce ține de profesori, la noi sunt și cadre militare, comandanți, sunt oameni deschiși, oameni care își doresc ca noi să performăm în domeniile care ne plac, așa încât eu pe calea aceasta vreau să le mulțumesc pentru că m-au îndrumat și m-au susținut în împlinirea visului meu. În regulă. Andrei, aș vrea să ne spui și tu, care crezi că sunt lucrurile care te-au impresionat în mod pozitiv în sistemul nostru de învățământ? Sigur, ținând seama de faptul că, iată, experiența ta educațională din ultimii ani vine mai degrabă din zona învățământului privat, dar chiar și așa, să știi că sunt multe lucruri în comun cu tot ceea ce facem noi în școle din România. Ce ai apreciat tu, ce apreciezi la sistemul nostru de învățământ? Ca să vă dau o mică povestea mea, eu am fost la o școală de stat până în clasa 5-a și după din clasa 6-a până în clasa 12-a, până acum, am fost la o școală privată, Avenor College. Deci cumva am avut oportunitatea să trec prin amândouă experiențele. La tot sistemul românesc mi-a plăcut foarte mult, cred că din cauza profesorilor. Am avut norocul să mă întâlnesc cu foarte mulți oameni care m-au încurajat să fac ce vreau eu, să-mi continui pasiunea și care m-au ajutat și doar să învăț. Am trecut prin foarte multe probleme, la un moment dat mă descurcam la anumite materii, dar majoritatea profesorilor care au fost acolo mi-au zis, uite, hai să vedem ce poți să faci, cum poți să devii mai bun, cum poți să iei o notă mai bună și încet cu încetul am reușit să ajung la o performanță academică destul de bună. Și asta mi se pare că se datorează foarte mult și profesorilor. Bineînțeles, se datorează și școlii, cel puțin la Avenor. Pentru mine a fost o diferență ca de la soare la lună, ca să zic așa, când vine vorba de instituția, când vine vorba de școala de stat și școala privată, resursele erau mult mai mari și a fost o experiență chiar unică.
Sunt sigur că nu foarte mulți elevi din România au oportunitatea să meargă la școală privată. Da, Andrei, și tu și Ingrid ați amintit în descrierile de mai devreme, ați amintit despre profesorii pe care i-ați avut. Care ar fi, nu știu, două, trei dintre calitățile cele mai importante pe care ar trebui să le aibă un profesor? Și să știți că aici vă ascult cu mare atenție, pentru că în foarte scurt timp, după vacanță, mă voi întoarce și eu la elevii mei de clasa 7-a, 8-a și să știți că mi-ar prinde bine niște sfaturi. Ingrid, o să te rog pe tine mai întâi. Mulțumesc. Un profesor, în adevăratul sens al cuvântului, cred că trebuie să însușească foarte multe, să aibă foarte multe calități. În primul rând, trebuie să fie deschis față de elevi, să știe să încurajeze, să știe să... Cred că trebuie să fie ca un părinte. Trebuie să spună și bravo, dar trebuie să și, să zic, certe când este cazul, astfel încât elevul sau copilul respectiv să știe să se îndrepte. Suntem la vârsta la care noi trebuie să ne maturizăm, la vârsta la care noi ne dezvoltăm pe toate planurile și atunci avem nevoie și de a fi încurajați, dar și de a ne trezi oarecum la realitate. Noi tindem la această vârstă să visăm foarte mult. Aveam un coleg care, apropo de ce ne povesteai mai devreme, aveam un coleg în urmă cu câțiva ani care spunea că educația se face cu căldură și structură. Asta sintetizează foarte bine ce ne-ai povestit mai devreme. Andrei, cum e profesorul ideal pentru tine? Care sunt cele mai importante calități? Pentru mine, aș zice, cred că am tot repetat cuvântul ăsta, dar pasiunea mi se pare o chestie foarte importantă. Când înveți de un profesor care e foarte pasionat de ce vrea el să predea, se vede și se reflectă în rezultatele studenților de multe ori. Am avut extrem de mult profesori care au foarte pasionat de materia lor și din cauza lor am început chiar să învăț și să văd, chiar dacă nu îmi plăceau așa de mult materiile în sine. Pe cum a zis și Ingrid, structura e foarte importantă și pregătirea pentru ore. Și nu numai asta, pentru mine a fost foarte important și interactivitatea și cumva implicarea anumitor aspecte practice. Adică când aplici teoria, e mult mai ușor să memorezi, să zicem, la fizică sau la biologie. E mult mai ușor să memorezi un concept printr-un experiment sau printr-o activitate de echipă. Deci asta mi se pare foarte important, un aspect foarte important la profesori. În regulă, Andrei, să știi că ultima întrebare era cumva din partea mea, din tot sufletul, pentru că o să iau ceea ce mi-ai spus și tu și Ingrid și când o să mă întorc din vacanță o să încerc să le pun în practică și sunt convins că nu doar eu, dar și profesorii care ne-au mai ascultat în seara asta. Să știți că vă sunt recunoscător pentru faptul că ați fost alături de noi aici în Piața Victoriei și suntem foarte mândri de voi, să știți, și voi să fiți mândri de voi și vă ținem pumnii, sunt absolut convins că urmează pentru voi niște ani absolut fabuloși. Seară faină și le spun și ascultătorilor noștri, mulțumesc pentru faptul că au fost alături de noi. Seară de milioane tuturor! Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.